nu știu ce, profesorul pleca și Valeriu Popa le făcea demonstrații de psihochinezie, mișca pixurile și alea. Și zice, uite, asta vrea să spună, zice, asta da, e materie. Da, și eu eram înlemniți. Și, și noi, eu m-am dus, atunci tu n-ai fost, m-am dus și am găsit-o pe soția lui și zice, Valerica este plecată în parc. Eu nu m-am dus în parc acolo la 23, unde se întâlneau cu foarte mulți. Și după aia, nu știu, Ovidiu Harbăd ne-a povestit, cu care a stat Valeriu Popa o perioadă. A fost contabilul meu. Așa, Ovidiu? Da, dar nu știu. El a fost și la cel din Brazilia, la João Deus. Da, João. Da. Și a scris prima carte despre mine, Miracolul din fiecare, un capitol. De mi-a dat un alt nume. Da, da, știu că da, și el, deci... a scris o carte în care povestește viața lui și a soției lui pe care o alinta Veve, de la Veveriță, îi zicea Veveriță. Și Ovidiu Harbădenea, odată la o onomastică acolo la Bogdan, a venit și el și povestea despre treaba asta și spunea, zice, mie, lumea crede că Valeriu Popa are el niște puteri și nu știu ce, zice, el se relaxează foarte bine. Și el a reușit să intre în legătură, deci astea sunt confesiunile pe care le făcea lui. Și spunea așa, zice, băi, uite care este treaba. Zice, eu am învățat, mă rog, din ce studiase el, gen India secretă și asta, de a intra în legătură cu niște entități din interior și el îi spuneau diagnosticele pentru persoanele respective. Iar moartea lui, ceea ce spunea Ovidiu Harbădă, este că a urmat după ce el a plecat la niște... nu știu, ori în Filipine, Filipine, da, da, da. Și el a vrut, deci era foarte fascinat de cei care operau cu degetele. Da, da, care, știu. Da, și că i-ar fi destăinuit Valeriu Popa lui, că zice, băi, personajul ăla s-a uitat la mine și a zis, nu știu dacă, nu cred că vreți să faceți asta. Și l-a zis, nici aș vrea, zice, uite ce se întâmplă. A încercat să explice, zice, noi o să facem niște deschideri cu mâinile, nu ale corpului, dar zice, sunt primejdioase. Și el totuși a făcut chestia asta. Și Ovidiu zice, eu bănuiesc că este legat de ceea ce au făcut asta, datorită acestui lucru s-a întâmplat decesul mai repede. Sau. Am înțeles. Bine, da. Dar și l-au găsit după două zile, era umflat în casă, televizorul mergea. Asta a fost să fie. Da, da. Lazarev spune, și David Hawkins, în subconștient scrie și zecimea de secundă când pleci de aici. Chiar dacă nu spune cauza, cauza intervine într-un fel și adaptată condițiile. Sigur, sigur. Dar zecimea de secundă există. Dar plecarea se face la decizie de sus, hotărâre de sus. Poți să fii sănătos, nu absolut, contează. A coborât tunelul, te-a scos. Te-a scos. Zice că coboară ca un fel de pâine. Știi ce spune? Nu, e un tunel, așa că vine așa în fața ta la 1-2 metri distanță și colcă e o lumină foarte atrăgătoare. Și tu simți că tu ești una cu lumina aceea. Și cu durere în stomac. Apare o durere pe stomac imposibilă și vrei să pleci, nu mai te interesează. Nu mai suporți corpul. Nu mai suporți corpul. Dar știți de ce? Marius, tu trebuie să știi de ce. Energia cea mai subtilă a noastră se află aici la stomac. Și atunci, ființa noastră, ce se întâmplă? Că, de fapt, lumina e tot divinul, știi? Și o pornește și trebuie să ieși. Că atunci când pornește de aici, trebuie să te trage în sus și trebuie să ieși. Știi că tu ai cordonul ăla. Când s-a rupt cordonul, își trage particula. Se trage particula și te duci pe tunelul ăla, cum ai spus tu. Asta se întâmplă. Și unde te duci? Wow! Și unde te duci? Unde ți-e vibrația? Știi ce spune Lazarev? Omul este o idee. Da. Oamenii sunt idei. Idei în mintea cui? Mintea lui Dumnezeu, că cine poate să aibă astfel de idei? Dumnezeu are minte. Și atunci, aceste idei, cum? Are iubire. Dumnezeu are minte. Dar mintea ta de unde crezi că vine? Nu știu. Oare? Păi, ai zis că înainte de a fi om, e în mintea lui Dumnezeu. Deci există... Bine, există. Probabil să zicem mai bine. Ca și potențialitate, intenție. Intenția nu ar aparține. Nu, mintea este un câmp. Nu sunt eu. Mintea este un câmp. E un câmp, da. Da? Un câmp universal. În acest câmp universal există și mintea ta,
Și cea individuală, da, și cea care da, face parte din acest câmp. Marius, ia spune despre minte, ce se întâmplă cu spiritul când face corpul moare și sufletul? Ce se întâmplă? Cum? Când? Când moare corpul și fizic. Mintea, deci fizicul, învăliși fizic. Da. Păi nu moare și mintea în același moment. Rămâne undeva. Explică-le tu ce se întâmplă cu mintea. Ce? Deci dacă omul a dus o viață de abandon de sine total, tot timpul, și a cedat binele său, nu l-a interesat să câștige sau să lupte, n-a căutat plăcere, nu s-a mulțumit cu puțin, vine un moment în care este resorbit în lumea de dincolo, este atras în lumea de dincolo. Îi cade mentalul, adică atenția de pe lume se distruge și atunci el iese, sufletul iese din corpul lui și se dezidentifică. Este un fel de, mergi pe un culoar, pe partea dreaptă, cam 15-20 de secunde până ajungi la fluviul de gânduri. Dacă omul are acest abandon de sine, dacă este legat de lume și preocupările lui au fost exclusive numai să trăiască exclusiv în lumea asta, să caute, să adune, să câștige, nu știu ce, el se duce în partea stângă. În partea stângă este lumea deschisă de Ilie Cioară. Acolo se deschide un spațiu care seamănă foarte bine cu spațiul nostru. Restul, da. Cu case, cu copaci, așa, cu flori, acolo nu știu ce. Și eu, acolo. Da. Și acolo omul nu mai poate să schimbe lucrurile, numai aici este posibilitatea de schimbare. Aici poți să ierți, poți să te modifici, să accepti, să schimbi soarta, aici se întâmplă totul. Acolo nu. Toate condiționările cu care ai criticat și condiționat pe oameni vin înapoi, dar vin amplificat. Și oamenii îți fac tot felul de răutăți. Dacă tu le accepti așa cum reușești să ieși din spațiul respectiv, dacă nu, nu. Peste 90% din suflete sunt acolo, cantonate în continuare. E o aglomerație infernală. Dar dacă mergi pe culoarul din dreapta și ai comportamentul acesta de dăruire și abandon, dai de un fluviu de gânduri. Fluviul ăla este ca un fel de râu, ca un fluviu, pardon, care curge, sunt format din săgeți de gânduri care merg în sens opus continuu și zumzeie. Zumzeie cum este curentul prin linile de înaltă tensiune. Transformatoare. Da. Intri în el și când ai intrat în el se resoarbă în spate și ești pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă este un spațiu de puncte aurii de fericire, de extaz, dar sunt infinite. Cât vezi tu cu ochii? Și nu există un sus, jos, stânga, dreapta. Este un spațiu din ăsta numai de puncte și de extaz. Atunci ești un perfect întreg. Ai sentimentul ăsta foarte ciudat, că nu ai, îți dispar întrebările, nu ai goluri, nu ai lipsuri, ești întreg. Deci până acolo. Nu mai simți nevoia să întrebi nimic, îți este îndeajuns. Pentru că știi totul. Adică totul, zic eu acum. Ai sentimentul că starea respectivă nu ți-o poate lua nimeni niciodată, că este natura ta. Da. Asta este foarte important. Ai ajuns acasă că ești tu toată această fericire. Ești toată această fericire și nu există absolut nimic. Este o fericire continuă. Dacă fericirea ta asta este continuă, e o stare de bucurie imensă. Pentru că îți dai seama, băi, eram nefericit acolo jos și puneam probleme, dar aici eu îmi dau seama că natura mea este fericirea continuă. Și de ce te mai întorci? După care, stați puțin, vine tot spațiul ăla, am văzut cum începe să vină spre mine. Când venea spre mine, el tot intra. Și mă închipuiam că și eu sunt un punct din acela. Da. Intra în punctul acela, exact cum spunea Eminescu. Deci exact ca el intra în tine și la un moment dat mi-a pierdut conștiința de acolo. Deci nu mai știu nimic. După un timp, când am ieșit din starea respectivă, mi-a venit în cap imaginea că eram un copil care picta pe balcon. Când a venit imaginea aceea, a pornit călătoria înapoi. Am luat formă. Și m-am intrat din nou, am intrat din nou în fluviu de gânduri, m-am zgâlțit. Că te-ai identificat cu mintea. Cu mintea, da, cu imaginea individuală. Știi că noi mai înainte, de fapt, discutam deci, același lucru, dar aveam un concept. Te vedeai în aia încurcat. Eu vreau a fi conștient, înțeleg că nu te-ai identificat cu mintea. Ori tu ai zis că tu, când ai avut starea aia, de fapt, te-ai pierdut conștient. Înțelegi cum a fi conștient a te identifica cu mintea. Asta n-au localizare. De aici nu ne-am înțeles. Exact, poate fi. Dar ce m-a surprins cel mai mult este că în momentul în care vedeam România, orașul București, blocurile și mă apropiam, când m-am apropiat de bloc, am văzut că oamenii erau fixați în mișcarea lor ca niște stane de piatră. Deci erau unii cu picioarele pe sus. Deci era spațiul lui, era creația lui, era propria lume.
Da. Mașina, că noi ne tot... creăm propria realitate. Exact. Era o liniște totală, desăvârșită, nimeni asta nu se mai mișca, parcă erau înghețați. Asta mi-aduce aminte un lucru foarte interesant. Păi suntem creatori. De ce spune Nassim Paramain, care e numit Mind Machine? Îi spunea că de punctă urmă. De ce se întâmplă atunci când te apropii de orizontul evenimentului? Deci faptul că s-au ajuns la astfel de explicații, dar uite, pe partea cealaltă, deci nu până experimente de genul ăsta, introspecție, mi se pare uimitor. Deci tot ce ai spus tu acum, asta se întâmplă. Atunci când te apropii de asta, timpul începe să dilată la nesfârșit și totul începe să înghețe. Și sunt numai niște flash-uri, după care rămâne decât o liniște totală și parcă evenimentul respectiv e infinit. E vid. În timp și spațiu. Nu e vid. E un vid. Nici nu știu ce vrem noi să înțelegem pe un vid, dar vidul este plin de energie, deci nu e vorba da, de vid, da, e vorba da, de tot altceva. Dar mi-a plăcut asemuirea, deci asemănarea imaginii, foarte interesant. Și am intrat prin vârful capului, fiind copil, eu nu știam ce înseamnă paralizie. Vedeam pe oameni, am înțeles, am văzut la televizor că sunt oameni care nu se pot mișca, dar să trăiesc eu chestia asta, da. Nu puteam să mă închipui și nu știam să-mi explic ce trăiesc. Ei bine, a intrat prin vârful capului aici, când am ieșit, s-a făcut un fel de crater, am intrat prin același crater, că după aceea rămânea consecințele astea respective și am pus mâna aici, am văzut craterul și când am băgat degetul, intra degetul în capul meu și l-am retras imediat. Și după aceea ochii s-au deschis automat, deci el înaintează, dar înaintează foarte ușor. Îi trebuie 10 minute pentru jumătatea corpului și alte 10 minute, deci 20 de minute iau posesie. Să ne iau posesie. Exact. Și cobora, dar nu simțeam mâna. Mă uitam la mâinile mele, nu simțeam. După aceea simțeam o căldură. Când se duce căldura până în vârful degetelor și când s-a dus, de-abia aici când s-a ajuns în vârful degetelor, a început mâna să se miște. Până atunci nu, simțeam căldura, dar nu se mișca. Ea trebuia Nu. Trebuia să fie întreagă. Și apoi și mi-a căzut mâna din greșeală pe picior și mi l-a retras repede pentru că piciorul era înghețat. Eram în niște blugi și aveam niște solzi de gheață pe picior. Deci înghețat și era vară, era luna august. După care când s-au activat și picioarele, am așteptat în liniște. Că mi-a zis, băi, ce să fac, aștept până vin părinții. Să mă ia de aici, mă duc la spital. Deci eu n-am știut ce s-a întâmplat. Când am fost activ, primul lucru, m-am dus la sobă, în casă, până la sobă, am alergat să fac ei ca să văd dacă sunt funcțional. Am fost funcțional. Și apoi, cea mai mare grijă mea, să văd ce s-a întâmplat cu oamenii, ce le-am făcut oamenilor. Erau înghețați și totul pornise. Deci, în măsura în care sufletul meu a intrat peste tot, lumea s-a activat. Deci totul aici e pe coasă de formă. Deci lumea s-a suspendat pentru tine pentru momentul ăla. E moartea decât a eului, atâta. Da. Exact. Nu există moarte. Deci lumea e un vis. E un vis. Asta, exact asta. Este. Adică, lasă că până să ajungem acolo, fii tu cum trebuie. Adică, este o proiecție. Marius a spus cum trebuie. Mai avem multe ciocane de luat până să... Da, ați văzut copiii cu mari 6 luni fontanela aia cu spuitul. Ai văzut? Copiii când vin 6 luni au fontanela aia. Da. Și îi gânguresc când sunt. Și tot timpul îi ziceau, bă, dar nu te vin bebelușii ăștia, când eram eu, nu știam. Deci nu te vin bebelușii ăștia, am somnie, râde, ai văzut și... Aici ce spunea Marius e cu o stare boală. Când te-a copilat, asta povestea. Ce spune că de fapt nici alea nu erau. Nu, mă întrebase Nicoleta. Spune. Zi Nicoleta că tu ai Când ai spus că cei care sunt de pe partea de-a stânga, care trăiesc acolo, deci cum se spune în Biblie, că să fiu de-a dreapta Tatălui și nu de-a stânga Tatălui. Da, probabil că este... Acolo avem de învățat. Da, păi avem de învățat ca să putem să depășim propriile noastre limite. Acolo, dar am vă zis, acolo ieșiți. Depinde unde nu, depinde unde produceți. Muzică, acolo de a stânga. Acolo, nu. În stânga nu avem nimic de învățat. Noi știm tot acolo. Nu, a spus stânga, că nu mai știi de învățat, că în momentul când ești acolo nu mai înveți. Dincolo de fluviu. Îți, dacă treci de fluviu. Cum să numești, consumi niște energii pe care cu care ai plecat, pe care încă le mai e. Dar nu înveți, nu ai ce să mai înveți decât aici înveți lecția. Exact. Aici. Și în zona și acolo pe care descrie Cioară. Și acolo primești reacțiile. Primești reacțiile și dacă le înțelegi, depășești și ești în zona respectivă. Vezi că sunt unii care au trecut prin moartea clinică și care au descris că au retrăit tot ce... Într-o secundă, tot ce au trăit aici.
Dar au de învățat trăit, chestii permanente, au trăit este vorba și de efectul acțiunilor lor asupra altora. De exemplu... Amplificat. Păi acolo se întâmplă. Acolo e. Raymond Moody spune chestia asta. Până la fluviul de gânduri da. Se întâmplă asta. Adică, un soldat american l-a împușcat pe un soldat neamț. Da? E, când a intrat în moartea clinică, a retrăit evenimentul, dar a trăit și durerea neamțului care a fost împușcat și a trăit toată durerea produsă familiei neamțului, da. Într-un fel sau altul, a trăit-o. Da. Deci tot efectul... generat de acțiunea lui. Da. Păi era Dumnezeu și de partea și de partea. L-a jignit pe unul, a trăit... Jignirea suportată de persoana. Deci drept dovadă că suntem decât unul singur. Zice că asta e judecata. Asta este. Păi tu singur te judeci. Asta exact. Este. Nu e nimeni. Nu te judecă nimeni cu absolut nimic și totul este ca să înveți, de fapt. Da, ești pus să retrăiești toate răutățile care le-ai făcut celălalt. Adică să înțelegi efectiv ce ai făcut tu. Să le simți tu. Și asta este o purificare. Da, este o purificare. Și mulți nu le acceptă nici pe alea. Da. Eu am întrebat de ce am venit, că m-am dus și mi-a spus așa, ai venit ca să mă recunoști în tot, adică să mă recunoști și să iubești, să înveți să iubești. Asta mi-a spus. Și asta trebuie să facem. Pe automat, dacă păi recunoști... dacă l-accepți pe ăla, îl recunoști pe Dumnezeu și nu-l iubești, asta e lecția. Păi asta da, e toată automat lecția. Îl iubești, credință, iubire, credință, iubire, despre asta e vorba în toate cazurile. Vrei să-i ceva? Ai vrut să spui ceva? Nu. Păi toți vin pentru lecție.